dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Eu sunt Georgiana Sima și în videoul de astăzi vreau să facem împreună o prăjitură minunată de ciocolată. Este ziua unui prieten de-al meu și m-a rugat foarte frumos să-i fac un tort de ciocolată cu căpșuni. Am acceptat provocarea și am spus ca să împart și cu voi această pasiune a mea. Poate vă voi inspira și pe voi și cine știe, dacă vreți să faceți un tort, poate îl găsiți chiar la mine pe canal. Vom începe prin a realiza blatul genoaz. În bolul mixerului planetar amestecăm ouăle până devin deschise la culoare și după aceea adăugăm zahărul. Între timp, am avut o oală cu apă la fiert și deasupra acesteia vom pune bolul împreună cu amestecul de ouă și zahăr. Cu ajutorul unui tel, amestecăm până când zahărul s-a topit, iar temperatura ouălor a ajuns la 40 de grade. Datorită vaporilor fierbinți, proteina din ou s-a relaxat, iar ouăle se vor spuma foarte frumos. Cam așa trebuie să arate ouăle după ce le vom spuma. Într-un bol separat, cernem făină și o amestecăm cu praful de cacao. Acum, cu mișcări blânde, vom adăuga făină și vom avea grijă să nu scoatem aerul din ouăle spumate. Adăugăm și un praf de sare. Când făina s-a incorporat frumos, vom topi untul cu laptele în microunde și în fir subțire îl vom adăuga aluatului nostru prin mișcări suave. Aluatul nostru este gata, îl turnăm în tavă și îl punem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 8-10 minute. Urmează să realizăm confitul de căpșuni. Tăiem căpșunile cubulețe și le punem într-o oală la foc mediu. Adăugăm și puțin suc de lămâie. Când acestea au început să fiarbă, vom adăuga zahărul amestecat cu amidonul și mai lăsăm la fier 2-3 minute până când amestecul nostru se îngroașă puțin. Acum începem să lucrăm pentru crema de ciocolată. Prima dată vom realiza ganajul de ciocolată. Începem prin a pune la foc smântâna pentru frișcă, iar când aceasta a început să fiarbă, o adăugăm peste ciocolată. Așteptăm puțin ca ciocolata să se topească, aproximativ un minut, iar după aceea putem să amestecăm. Când este perfect omogen, îl dăm la frigider până când se răcește. Acum vom face crema de brânză. Spumăm untul și crema de brânză. Acestea sunt la temperatura camerei. Eu am folosit crema de brânză Philadelphia. Când acestea au devenit cremoase și aerate, cernem zahărul pudră împreună cu praful de cacao și le amestecăm până se incorporează omogen. Între timp, batem ganașul rece până devine spumos, iar după aceea îl vom adăuga la crema de brânză pe care am realizat-o anterior. Aici puteți să folosiți și mixerul, eu nu l-am folosit, iar crema mea nu e și chiar foarte fină. Pentru însiroparea blatului, vom pune într-o cratiță apă împreună cu zahărul și afinele. Am folosit afine pentru că am vrut ca siropul meu să aibă un gust plăcut de afine. Voi puteți să adăugați ce aromă sau fructe doriți. Când siropul este gata, îl vom strecura printr-o sită.
Avem cam toate componentele pentru a realiza tortul, iar acum urmează asamblarea acestuia. Cu un cerc de 18 cm vom decupa 3 cercuri de blat. Pe inelul cu care am tăiat tortul vom pune o folie de acetat și vom începe construirea tortului nostru. Punem puțină cremă pe suportul de tort ca să nu alunece și vom adăuga primul cerc de blat. Îl vom însiropa bine și urmează să punem crema. Eu am folosit un poș de cofetărie pentru că mi se pare că este mult mai ușor să distribui uniform crema. Dar voi folosiți ce doriți. Cu ajutorul unei spatule voi nivela frumos crema, iar în exteriorul cercului voi mai forma un cerc din cremă pentru a bloca confitul de căpșuni pe care urmează să-l pun în centru peste cremă. Peste confit, voi mai veni cu un strat de cremă pentru a sigila căpșunile, iar după aceea vom veni cu următorul cerc de blat. Vom proceda la fel și cu cel de-al doilea strat de cremă din tort. Pe al treilea cerc de blat îl vom însiropa și îl vom atașa cu partea însiropată în jos. Îmbrăcăm și ultimul cerc de blat cu puțină cremă și îl dăm la frigider peste noapte. Tortul nostru a stat la frigider, iar acum pregătim ganașul pentru glazura de ciocolată. Cu ajutorul unei linguri vom pune glazura peste tort și vom forma acele picături frumoase de ciocolată de pe tort. Mie nu mi-au ieșit cum aș fi vrut, pentru că ganașul nu era destul de moale. Neplăcându-mi atât de mult, am pus mâna pe racletă și l-am întins pe tort. Tortul arată cât de cât ok și urmează să-l decorăm cu fructe de pădure. Eu am ales căpșuni, afine și mure. Așa arată tortul meu. Îmi place foarte mult cum a ieșit decorul. Și trebuie să vă spun că acest tort este foarte, foarte gustos și destul de simplu de făcut. Sunt foarte curioasă să văd și părerile voastre, așa că aștept comentarii. Dacă vă gândiți să-l faceți și voi, nu uitați să-mi dați tag pentru a vă putea vedea postarea. Vă pup și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt video. Pupici!